Și avem vești bune pentru Rovinăreni. Primarul Robert Filip a anunțat că o nouă fabrică își va deschide porțile la Rovinari. Investiția, o fabrică de gips carton în valoare de peste 30 de milioane de euro, ar putea duce la crearea a 200 de noi locuri de muncă. Invitat în emisiunea Ora Adevărului de la TV Sud, primarul din Rovinari, Robert Filip, a declarat că își dorește deschiderea celei de-a patra fabrici în orașul pe care îl conduce. Pe lângă asta, aștept cu nerăbdare să dăm drumul la proceduri pentru cea de-a patra fabrică, pentru că depinde foarte mult sau cel mai mult de conducerea CEO și sper că se vor trezi să vadă că noi vrem să se facă o investiție de 30 de milioane de euro și nu vrem să plece materialul degeaba către niște străini care duc banii afară și e o problemă extrem de delicată și foarte mulți oameni știu la ce mă refer acum. Cu toate acestea, Filip spune că a întâmpinat probleme care stau în calea deschiderii fabricii de la Rovinari. Mi se pare... Ați mai făcut unul, așa că toată lumea știe că nu vă țineți de promisiuni. Mi s-ar părea inuman și cred că ar trebui să înfunde pușcările cei care se opun la a face o investiție, să creăm 200 și ceva de locuri de muncă de 30 de milioane într-un câmp și a da acest material pe acte adiționale sau pe influență sau pe... lucruri ilegale unor oameni care duc toți acești bani în străinătate. Eu cred că ar fi o nebunie să facă treaba asta. Robert Filip a declarat că fabrica de gips carton ar putea duce la apariția peste 200 de noi locuri de muncă.